Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Hai, salut oameni munci, agenți, eu sunt Andy. Bine v-am găsit la un episod din seria noastră de GTA Real Life. Bă, ăsta a venit, m-a amenințat cu pistolul, băiatul ăsta de aici. Și grasul meu a fost pe fază și l-a apălit. Acum i-am furat mașina și ne primăm cu ea. Bă, grasul ce ăsta, Ferrari? Ferrari. Bă, nu e rău. Bine că nu prea fuge, da. Are plafonare 230. Se plafonă. Bă, dar frânează măcar. Măcar, exact, asta v-am zis și eu, ăsta măcar frânează. Oameni buni, am un Lamborghini pe care l-am primit și nu am apucat să vi-l arăt, o să mergem acum să-l vedeți. Băi, frate, nu frânează, aoleu. Nu filmez, lăsați-mă în pace. Bă, ce au mă cu tine? Nu știu, mă, nu numai să face să filmeze la strigă, la strigă. Eu le zic că am treabă și nu știu. În videoclipul tău nu se întâmplă să strige la tine, nu știu cum se întâmplă. Ba da. Da? O, dar nu-mi seama. A, păi nu-i băga și seama atunci, că de ce să-i bagi seama? Îi bagi acum. Bă, da, pe unde o luăm să ajungem noi undeva, păi la prima? Nu știu ce... Ia, ia! A, de pe aici. Direct la primărie, ești prost. Oh, hâț. Taci. Fix parcată, gata. Parcarea anului tocmai s-a realizat. Ia te mă să mă iau eu cu mașina. Dă și tu slash delete. Bă, da, grasul de garaj, nu putem să ne luăm de aici mașină, căci că e garaj de VIP. Ba, da, e în pizda, mă. Pe bună vorbesc. Nu, trebuie să mergem în altă parte, ia. Stai să vin și eu cu tine. Păi și ăla dicolo așa? Nu, trebuie să mergem la... garaj, garaj, gen. Gen, uite, uite aici. Bă, ce căca, pe unde ne pune la să ieșim? Ieși în față, ieși în față. Nu te cred. Ce, mă? Lada! Lada? Ia uite-o. Chiar, bă! Bă, ești nebun! Ia fură. Bă, nu mai dat și 1100! Asta, n-are cum. Așa scrie pe aici, prost! Ia, dă-i înapoi. Uite. Da, bă, da. Bă, zici că e Lada. Bă, ești nebun. Are numerele București 25 AVC. Dă-i bice. Ia, grasul, hai să vedem. Ia, bă, da, burnout, face, ia. Oh. Ia, stai. Stai. Ia, te ia! Da, e tot în spate, nea. Și interior, bă, dacă de frumoasă e, bă. Mamă, cum se lasă într-o parte, grasule. Ia, ia. Bă, dar chiar că ce frumoasă e. Băi, fratele, vă vedeți că de mișto e mașinuța asta. Iau, iau curbă brusc. Stai un pic. Ne răsturăm, faci pariu? Ia. A, nu ia. Valeleu. Mamă. Dar nu ia curba. Sunt curios cât ia, mă, droaga asta. Cât avem? 110... Dar nu avem unde să-i dăm. Hai! 140, grasule, 150, what the fuck? Grasule! Băi, ești prost! 160! 167, grasule! Asta! Asta a fost maxima. O, mai ușor. Luăm com. Adio, maxim. Mai mergem? Ia uite-te la botul ei. Bă, dar are motor? Păi l-are spate. Nu te cred. Ba da. Mă, ce Dacia e asta? Așa avea și ăla, mă. Domnul, sunteți bine? Trabantul. Ia, grasule, e unul aici, aia vinu ca să-l jefuim. Pare că v-ați bușit cam tare. Scot trancanul. Ia mâinile sus, hai. Vreau și eu niște bani că mor de foame. Dă-mi și mie ceva acolo de măslină. Dacă vrei să fim prieteni. Vezi, da, bă? Hai să vă șoceam un portofel. Haide, grăbește-te și tu un pic, că tovarășul meu din spate e cam agresiv. Gata, șef. Grasule, să rămân în puști. Cam cât vrei? Dă-mi și mie acolo, așa, nu te zgârci. Nu te zgârci, te rog eu. Bă, da, mă mai aud ăsta. Te aude. 10.000. Hai, bă, săracule. Nu, bă, nu lăsa, mă, nu lăsa. Ha, mai dă și tu acolo, măcar 30.000. Mă, nu lua cu măcar, grasule. Zi, mă, să-ți dea... Lasă-l, grasule. Oamenii muncii din România. Ce oamenii muncii? Fitar hotu. Ce zice, mă, că nu-l aud? Păi, da, nici nu-l aud.
Ce zici? Fac eu ceva? Hai așa. Păzea. Bun. Ce te uiți, bă? Ce te uiți, bă? Ia, dă-i drumul. Dă-i drumul de aici. Drumul de aici. Că trag în cap. Hai! Valea! Valea! Ce-i? Amenință grasul. Grasul ăsta mă enervează. Lasă-l în pace că mă enervează, dă-l în pui mei, hai să-l. Să nu mai îndrezi pistolul pentru că se pișe pe el. Lasă-l, grasule. Gata, șefu, gata, gata, gata. Lasă-l, grasule, hai să mergem. De 10.000 trebuia să-l omorâm. Domnul, vă rog, nu mă lăsați aici, domnul. Du-te și ia mașina aia stricată. Grasule, bă, de ce se tot ține după mine? Ah, gata. A pleacă. Scăpa rândel. Săracul el, surac. Acum se teleporta el. Aha. Bă, ia uite și tu, 10.000, pă, ăștia-s bani, mă? Păi de 10.000 de o măslină. Dar nu înțeleg cum ne dă dură banii, de ce la noi nu merge să ne dăm bani între noi? Ia stai să iau și o mașina. Să-l arăt la oameni mașina care nu frânează. Hai. Mă, ce faci, mă? Poți să pleci de aici. Deci, oameni buni, asta este mașina care nu frânează. Deci, ci că e un Lamborghini electric și efectiv mașina asta nu frânează. Uitați-vă la frână, fiți atenți. Uitați-vă unde s-a oprit. Da. Bă, mi s-a prins becul la benzină, că să mă duc să-mi bag și niște benzină. Bă, și mie, hai să mergem, unde mergem? Hai la cea mai apropiată, care o văd... e aici. Unde aici? E un magazin lângă ea? Da, follow me. Hai că știu, dar nu te grăbi că... Eu am Lamborghini și nu prea pot să mă grăbesc. Stai așa, că te s-o luăm pe pod. Cum trebuie să o iei pe pod, mă, grasule? Că era bine pe aici. Nu era bine. Nu poate să ștergi. Uite pe aici, băi, descreeratule, uite pe aici. Pe aici. Ce nu e bine? Bă, ăsta mi-arată că pe aici. Da, haide steaua ta, știi GTA-ul. Cum știi China. Bă, dar ce e cu mașina asta aici, tamponată în stâlp? Că am mai văzut eu odată. Care o? E o mașină aici, făcută praf pe autostradă, un seria 5. Da? Da, făcută praf, e fix în capul de pod, deci nebun. Bă, ești nebun? Ia uite-l aici. Ești ăsta. Aoleu, unul cu un șeptar. De ce a făcut praf? A dat în capul de pod. S-a făcut praf. Săracul de el. Te văd, aha. Bă, pe dar pe ăsta îl amințeai-o? A. Și fugi. Păi nu, că fugi când venirăm. Hai, grasule, hai! Nu fugea asta, bă! Grasule! Bă, tu știi cum zburaș? Mai merge, bă! Bă, tu știi cum zburaș? Văzui! Mai merge? Merge! Unde, că eu te văd acolo jos! A, ba nu, ăla e altul! Stai așa, să iau și-o pe sus! Ce-ai, bă! Stai așa, stai așa! A, dar am și o curiozitate, tu văzuși cât ocoliști tu ca să ajungi pe autostradă? Da, gata! Bun, frânează deloc mașina asta. Enorm. Alo, colego. Fac plinul la mașină, grasule. Bă, dar cât intră în ea, Maximia? Dă-i și tu, gen, dă-i una înapoi. Nu da înainte. Ei, acum nu dui și o seama. Confirm. 49 de galone, plec, cum de... Bă, dar cum reușiști să mai supraviețuiești după accidentul ăla pe care l-a făcut, grasule? Nu știu, mâncață, și că în viața reală nici căcat de analize n-ar mai rămâne. Ia să vedem, mă, cât băgai acum. Grasule, 2.7... 100%. 7 dolari galonul, bă. Și știi cât are galonul? 3 litri. 3,6 litri. Ce facem, grasule? Unde mergem? Ia, hai la un garaj să-mi iau și o mașină, să-mi o repar cum ar trebui. Mi se strâmbă stema de... Follow me. Bă, dar mai bine mergem noi la ăla de tun încolo, poate pun și o frână la mașina asta. Chiar o să-i schimb și eu jantele la mașina asta. Ce jante? Trebuie să-i pun frâne pe șama și pe acela, cum merge... Bă, grasule... Bă, doar un stâlp în braț, lua și mă arunc 30 de metri jos.
Semnalizează, bă, boule. Știi că mi-o stricași, nu? Ce-o stricai? Da. Ce vrei? Bine, gata, ho! Oh! Mai merge, mă? Prost ești! A, asta voiam să fac! Să mă piși pe tine de dobitoc prost și idiot ce ești. Ce facem acum? Bă, tu văzuși cât de repede se strică mașina de la gloanțe? Da, bă, da! Bă, da, viața nu e chiar așa. Bă, da, știi care e problema? Că noi stăm aici și cred că mai bine am... Dar nu știu cum să facem să ne omorăm unul pe altul. No, hai, vină încă la cea mai apropiat garaj. Boule. Bă, asta n-am avut să-i în calcul, să știi. Unul, ci că cupa, mătii, uite ce ai făcut. Cupa? Da, cupa. Ce ai, bă, oamenii nu sunt pe treaba lor. Băi, băieți, cred că noi o să punem capăt acestui episod aici. Noi, eu cu Bercea, trebuie să mergem până la garaj pe jos, pentru că, na? Nu uitați să dați și voi un like dacă v-a plăcut. Bă, grăsule! A! Ce? Mă speriai, crezui că aveam 15 miliarde de bani, dar gen aveam 158.000 și era 1.05. Da. Da, ne vedem data viitoare, oameni, pa, pa.